Piața auto din România este probabil una dintre cele mai interesante piețe din lume. Mai ales datorită diverselor programe Rabla, care se aplică și autovehiculelor electrice noi, dar și celor second hand. Sunt Flavius Câmpeanu și astăzi vom vorbi despre cele mai vândute mașini electrice, dar și despre câteva extravaganțe. Am să încep cu autovehiculele noi. Aici, pe parcursul unui an, avem un număr de 14.894 de autovehicule noi care au ajuns la proprietari. Dintre acestea am selectat următorul clasament într-o ordine descrescătoare.